Știu că emoțiile sunt mari și atunci încercăm să deschidem cât mai repede activitatea în funcție de modul în care vă organizați. Deschidem activitatea cu intonarea imnului de stat. La Colegiul Național Roman Votă. Dragi elevi și colegi, stimați părinți, stimați invitați, astăzi este o zi importantă pentru noi. Iată, în al 147-lea an al istoriei Colegiului Național Roman Votă, ne întâlnim din nou aici, bucuroși că începem din nou această activitate, zic eu, interesantă, bună, binefăcătoare pentru ceea ce va urma de acum încolo. Dacă ne gândim toamna, de obicei se adună roadele și încercăm să vedem dacă toamna sau anul trec care a trecut a fost bogat. Eu zic că noi avem un coș plin și nu spun asta întâmplător pentru faptul că anul trecut Roman Vod a devenit școală europeană, a devenit școală ambasador a Parlamentului European, iar aceste lucruri la care adăugăm cu prisosință toate rezultatele frumoase obținute de elevii noștri, fie la olimpiadele școlare, fie în proiectele pe care le-au realizat, fie la concursurile școlare pe care noi le-am avut și la care elevii noștri au participat, demonstrează că, într-adevăr, Roman Vodă încearcă și reușește, din fericire, în continuare să fie o școală etalon pentru învățământul nemțean și, de ce nu, și pentru învățământul românesc.
Este un an în care, așa cum vedem și astăzi, copiii sunt bucuroși că au venit, chiar dacă vacanța tot timpul va fi mică, chiar dacă avem foarte bine spus de către unii ce mică a fost vacanța mare, dar cu toate acestea, bucuria reîntâlnirii cu colegii, cu domnii profesori și de ce nu și cu celelalte cadre din personalul auxiliar și nedidactic din școală, înseamnă foarte mult. Vouă, elevilor, nu pot să vă urez pentru anul școlar care vine decât să aveți rezultate foarte bune. Să fiți la fel de luptători în a descoperi tainele cunoașterii, de a participa, de a fi competitiv și de a găsi soluții prin care să deveniți elevi romanvodiști, apreciați, așa cum am spus, și la nivel local, dar și la nivel județean. Emoții foarte mari cred că au bobocii de clasa pregătitoare, le urăm bine. Ați venit și părinților la fel, sperăm că alegerea dumneavoastră de a alege Roman Vodă, de a opta pentru Roman Vodă, nu a fost întâmplătoare și veți fi mulțumiți de această opțiune. Le spunem bun venit și elevilor de clasa a 9-a, care iarăși probabil au emoții, doresc să-și cunoască viitor sau viitoarea diriginte sau diriginte, să-și cunoască colegii. Emoții cred că au și elevii de clasa 8-a, de clasa 12-a, pentru că la finalul anului școlar îi vor aștepta pe toți examene la care cu siguranță vor obține rezultate foarte bune. De asemenea, un gând de recunoștință se îndreaptă și spre colegii mei, fără de care rezultatele de anul trecut nu ar fi fost. Le mulțumesc pentru dăruirea de care au dat dovadă și sper că și anul acesta veți continua aceeași muncă de a transmite elevilor din cunoștințele dumneavoastră și de a-i face să le placă școala. Să vină cu drag la Colegiul Național Roman Vodă și să-și dorească după o vacanță, iată, să se reîntoarcă pe băncile școlii. Mulțumim și părinților, părinți care au avut, așa cum am spus anterior, încredere în noi, părinți care au colaborat cu noi foarte bine și cu care, ca și anul acesta, vom lăsa o poartă, o ușă deschisă atunci când au o problemă pentru a putea să o rezolvăm împreună. Nu în ultimul rând, mulțumim și autorităților locale care permanent au fost alături de noi în activitățile pe care le-am desfășurat și ne-au sprijinit în toate activitățile noastre, de multe ori chiar apreciind munca elevilor olimpici prin distincții, premii pe care copiii noștri le-au obținut. Ce pot să vă doresc? Să fiți elevii pe care îi știu eu, elevi de Roman Vodă, elevi de nota 10, elevi care cu mândrie se pot vorbi despre ei la sfârșitul anului școlar, elevi care cu siguranță au venit aici să învețe, elevi care vor desfășura și activități extrașcolare, pentru că nu trebuie să uităm, în cele mai multe ONG-uri pe care noi le avem în oraș, marea majoritate a elevilor sunt de la Colegiul Național Roman Vodă. Spiritul civic contează foarte mult și mulțumim celor de la cult, mușatinii, de la PTP, care au cooptat elevii romanvodiști în activitățile lor. De asemenea, nu uitați că școala este o barieră împotriva non-valorii, iar voi puteți să demonstrați încă o dată că sunteți cei mai buni. Succes în noul an școlar! Așa cum spuneam, nu suntem singuri astăzi aici, avem alături de noi persoane care ne sprijină în activitatea de astăzi. Pentru prima dată, ca reprezentant al Prefecturii Neamț, îl avem printre noi pe domnul Ionel Iordache, care va citi mesajul doamnei prefect. Bună ziua! Dragi elevi, stimați părinți, distinși dascăli și invitați, iată-ne astăzi în fața unui nou început. Este prima zi din nou an școlar, o zi importantă pentru noi toți, deoarece în aceste momente copiii au prioritate. Sunt onorat să particip la această manifestare, urmarea delegării dispuse de doamna Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț. Faptul că sunt prezent astăzi aici demonstrează că Guvernul României, condus de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, acordă o deosebită atenție educației și înțelege rolul ei în societate.
Prefectul județului transmite felicitări conducerii Colegiului Roman Vodă, instituție etalonă a județului Neamț, coordonată cu profesionalism de doamna director Mihaela Tanovici, care, alături de Colegiul de Cadre Didactice și elevi, au derulat și implementat cu succes în ultimii ani multiple proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, obținând recent și titlul de Școală Europeană în cadrul celei de-a 16-a ediție a competiției naționale organizată de Ministerul Educației Naționale. Ne-am bucurat de asemenea să fim și parteneri în cadrul proiectului educațional intitulat Implică-te, fii puterea României, inițiat de prefectul județului, un proiect care a demonstrat spiritul civic al tinerilor și capacitatea de a lua decizii importante. A fost un bun prilej de a arăta că instituțiile statului pot lucra eficient, punând în valoare întreg potențialul intelectual și afectiv al elevilor, arătându-le acestora că școala ne pregătește pentru viață. Județul Neamț oferă elevilor, prin cadre didactice foarte bine pregătite profesional, un serviciu educațional de calitate bazat pe principii solide, precum toleranța, respectul, responsabilitate și bun simț, valori fundamentale de la care nu se abat. Dragi elevi, fiți receptivi și deschiși, pentru că volumul de cunoștințe, aptitudini și valori obținute în perioada școlii îl veți purta cu voi toată viața. Suntem conștienți cu toții că nimic nu poate înlocui ceea ce face un dascăl cu clasa de elevi în care intră. Acolo este succesul școlii, în asta constă performanța. Gândurile noastre, ale doamnei prefect Daniela Soroceanu, ale Guvernului României, sunt încărcate de încrederea și dorința de a lucra mai bine în acest an școlar, tocmai pentru a contribui eficient la o educație solidă. Strânsa colaborare a factorilor educaționali nu poate duce decât la satisfacție. Succes în nouul an școlar! Mulțumim frumos și îl invităm pe domnul senator, domnul Ius, ne transmitem cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna directoare, domnule deputat, dragi oficialități, dragi părinți, dragi elevi, dragi profesori. Vreau să încep cu o urare care mie mi-e dragă. Bine v-am găsit, romanvădiști! Mi-e dragă pentru că și eu am fost romanvădist și pentru că trebuie să fiți mândri că sunteți romanvădiști. Dragi boboci, dragi școlari, dragi elevi, dragi absolvenți, fiți mândri că sunteți romanvădiști. Dragi profesori, vă mulțumesc din suflet că țineți romanvădă sus, acolo, în liceu. Eu l-am prins liceu, colegiu, care este, într-adevăr, cum spunea doamna directoare, un etalon al învățământului nemțean și național. Mulți dintre noi am plecat de aici cu temeinică formare și de aceea trebuie să mulțumim domnilor profesori. Dragi părinți, fiți mândri și fiți mulțumiți că v-ați dat copiii la Roman Vodă și că aveți în casă un roman vodist. Nu vreau să lungesc mai mult. Fiți un tot, elevi, părinți, profesori, pentru că numai așa veți reuși. Domnilor profesori, aveți răbdarea, știu că aveți tenacitatea, știu că aveți pregătirea să scoateți baza de mâine a nației române. Doresc să aveți un an bun, cu rezultate mai bune ca anul ăsta. Într-adevăr, să pregătiți un secol și jumătate de existență a acestui liceu, acestui colegiu peste 3 ani. Vă mulțumesc din suflet că țineți sus acest colegiu și vă urez să aveți un an plin de bucurie și multă sănătate. La mulți ani, Roman Vodă, la mulți ani, Roman Vodiști! Mulțumim frumos și nu întâmplător l-am lăsat la urmă pe domnul deputat Laurențiu Leoreanu, pentru că și în dupla calitate de fost părinte și profesor la Colegiul Național Roman Vodă, cu siguranță ne va transmite în tot sufletul mesajul dumnealui pentru începutul anului școlar. Vă rugăm! Să rămână, mulțumesc frumos, vă salut și trebuie să recunosc
ca profesor, întotdeauna la început de an școlar sunt încărcat de o emoție, dar care generează o energie pozitivă. La Roman Vodă, când ești prezent la o activitate, întotdeauna trebuie să începi cu felicitări. Pentru că aici, acasă, la Roman Vodă, își găsește totdeauna să lași rezultatul de performanță. Într-adevăr, rezultatele frumoase din anul trecut, plasarea acestui colegiu în primele trei pe acest onorant, dacă vreți, această onorantă poziție de ambasador al Parlamentului European, sigur că vă face cinste și este o onoare și mă bucur că am putut să contribui la anumite activități pe care le-am desfășurat împreună și de ce nu și în acest an să avem activități pe care să le desfășurăm împreună. Într-o zi frumoasă de toamnă, văd chipuri deschise, senine, zâmbitoare, dar hotărâte. Văd chipuri dragi pe care le cunosc foarte bine și știu că porniți în nou an cu dorința de a obține noi rezultate frumoase. Felicitări pentru rezultatele de la Olimpiade, ca să nu mai vorbim de examenele naționale. Multă sănătate vă urez tuturor, să aveți un an bun și să vă bucurați unii de alții și împreună de rezultatele frumoase. Părinții de ce obțin copiii, profesorii de ce obțin elevii și împreună cele trei forțe compuse să dea rezultanta unui liceu de prestigiu recunoscut și ca ambasador în învățământul romașcan, nemțean și moldav. Succes tuturor, un an plin de rezultate deosebite, să vă dea Dumnezeu numai ce vă trebuie. Doamne ajută! Mulțumim pentru mesaje, cu siguranță vom încerca să și reușim să fim acolo unde asemenea surat să fim. Nu mai prelungim emoțiile, deja ce emite de ei, văd că baca asta unul, doar piciorușul altul și atunci zic eu să ne întâlnim în fiecare sală de clasă, frumos împodobită de doamnele învățătoare, de domnii dirigenți. Și o să o luăm exact cum facem în fiecare an, cu clasa pregătitoare, ca să-i și aplaudăm cu ocazia aceasta, să aibă așa un început bun de intrare în Colegiul Național Roman Vodă. Vă invităm, doamna învățătoare, să veniți cu elevii. Doamna învățătoare Ierimia Lilia, anul acesta este cea care va întruma cu răbdare pe cei mici. Haideți! Ca să-i vedeți cu toții, eu zic să-i aplaudăm ca să le mai treacă din emoții. Clasa pregătitoare, viitorii elevi de a 12 ani, care vor lua notul bacalaureat, laureat. Bine ați venit la Colegiul Național, doamna învăță. Ce ne zice? De rupați! Mai plâng puțin pe părinți. Haideți! Așa sunteți, o să fie bine. E și părinții, cred că părinții au emoții și mai mari. Dar facem echipă și anul acesta, cu siguranță, va fi un an frumos pe care îl vreau să-și amintească din ea. Avem să emoții mai mult decât copiii. Succes! Deja o vechime, clasa întâi, da? Mergem pe întâia. Se cunoaște, deja o experiență, spiritul mă învățesc. Hello! Da, da, da! Anul ce o să avem cu toții studenți. Doamne ajută! Următoarea clasă, în PAB. Doamne ajută ziua! Frumos ca și florile pe care le-au în mâini. Succes în continuare! Succes, succes!